Solicitarea companiei Moldova Gaz de a reduce consumul de gaze naturale în apartamente i-a luat prin surprindere pe locuitorii capitalei. Mirați, aceștia dau din umeri și spun că este o rugăminte absurdă. E imposibil să economisească, ținând cont că afară s-a făcut deja frig și nu au de gând să înghețe în casă, mai ales că au copii. Solicitat de TV8, expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat că guvernul ar trebui să explice clar ce se întâmplă de fapt. În timp ce reprezentanții companiei Moldova Gaz solicită consumatorilor să dea dovadă de înțelegere și responsabilitate civică și să reducă temporar consumul zilnic de gaze naturale, mai mulți locuitori ai capitalei au spus că acest lucru este imposibil. Aveți de gând să economisiți gaz? Credeți că asta este posibil sau cum folosiți până acum și în continuare? Nu cred că este posibil, mai ales pe timp de iarnă. Avem copil mic, de exemplu, este nevoie. Eu de mult deja am aprins căldura, că este frig în casă. Oricine are de făcut mâncare, are necesități care este nevoie. Și să economisești prin ce? Să nu facem mâncare sau să nu aprindem căldura, să înghețăm de frig, să murim de foame? Asta e absurd. Nu știu, cred că îți fie foarte greu pentru lume. Rusia să ne ajute. Noi trăim bine cu Rusia. Așa că conducerea de sus nu vrea să intre în contact cu Rusia, asta e foarte prost. Если будет вот такая погода, а если будет минус 10, то уже экономии никакой не будет. Oamenii spun că așteaptă totuși ca guvernarea să soluționeze problema cât mai curând. Ce mnogi ljudi imeyut detei, imeyut semyi, imeyut pozhilykh ludey, i plus oni kak greyutsya gazom. I если сейчас поднять газ тариф на него или как economiți, este просто из ряда вон будет. Pe de altă parte, expertul economic Veaceslav Ioniță susține că oamenii nu înțeleg situația și asta din cauza autorităților, care nu explică clar ce problemă avem și cum trebuie să acționăm. Tehnic vorbind, gaz este în țeavă. Partea proastă că el nu-i proprietatea noastră. Deci noi nu avem voie să luăm gaz în țeavă, dar nu e nostru, asta cum ar fi al furt. Și atunci noi nu avem răspuns la întrebarea. Nu am negociat livrare, avem o formulă proastă, plus nu cunoaștem care sunt penalitățile în caz de consum mai mare decât volumul pe care noi n-al cunoaștem. Cu tot ce face guvernul este ca în desenul cel animat. Vedeată, давайте жить дружно. Da? Deci, hai, vă rugăm frumos. Deci, asta este o solicitare care nimeni nu înțelege, nimeni nu-și dă seama ce înseamnă aceasta și evident nimeni nu cred că cineva o respectă. În această săptămână, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a declarat stare de alertă în sectorul de gaze naturale. Revenit din Rusia, vicepremierul a declarat că nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu Gazpromul, așa că negocierile continuă. Între timp, termoelectrica a trecut la păcura din rezervele de stat. Contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a expirat pe 30 septembrie și tot atunci a fost prelungit cu încă o lună. Doar că țara noastră plătește deja $790 pe 1000 de metri cub de gaze, de aproape 5 ori mai mult decât până acum. Totuși, această majorare nu se va regăsi în facturile consumatorilor, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale.